Polițiștii rutieri au efectuat sâmbătă mai multe controle pe raza județului Olt în scopul depistării șoferilor care consumă băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. În acest sens, oamenii legii au testat cu aparatul etilotest mai mulți conducători auto și au reținut 8 permise de conducere. Aparatul etilotest a indicat concentrații de până la 0,40 mg per litru alcool în aerul expirat. Totodată, polițiștii au constatat și infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, respectiv un bărbat din comuna Redea care conducea un autoturism fără a deține permis de conducere. De asemenea, oamenii legii au depistat un alt șofer care circula pe DJ-644 și au constatat că autorizația provizorie de circulație era expirată de aproape o lună de zile. Polițiștii olteni au depistat pe raza comunei Fălcoiu un bărbat de 25 de ani din comuna Redea, în timp ce conducea un autoturism fără a deține permis de conducere. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. La aceeași dată, polițiștii din cadrul secției 1 Poliție Rurală Bobicești și cei din cadrul compartimentului rutier au depistat pe raza comunei Bârza un bărbat de 45 de ani din localitate, în timp ce conducea pe drumul județean 644 un autoturism cu plăcuțe cu numere provizorii, acestea fiind expirate. Obiectivul principal al acestor acțiuni este salvarea de vieți și prevenirea accidentelor rutiere prin depistarea și sancționarea celor care pun în pericol siguranța traficului. Polițiștii rutieri vor intensifica controlele în următoarea perioadă pe raza județului Olt.